Bună seara, sunt Cristian Hagi, bine v-am regăsit la mulți ani, doamnelor și domnișoarelor. Tot ce vă doriți, nu sunt foarte bun la aceste lucruri, dar invitatele mele de astăzi sunt o surpriză pentru dumneavoastră. Vorbim despre ziua femeii, despre ce fac femeile din Constanța în afaceri, dar nu numai, ce fac pentru Constanța. Încercăm să vedem și invers dacă a făcut Constanța ceva pentru ele. Trei femei le-aș categorisi eu de succes. O să vedeți dumneavoastră, o să vă dați singuri cu părerea cu care vorbim astăzi. Te mulțumesc în primul rând pentru că sunt aici de 8 martie. Înregistrăm această emisiune dimineață pentru că seara, la ora transmiterii emisiunii, sunt sigur că sunt puțin ocupate. Bun, încep din dreapta mea, Camelia Artamon. Bună seara, Bună mulțumim. seara! Doamna Mihaela Belcin, bună seara, doamnă, mulțumim Bună că sunteți seara! aici și doamna Mulțumesc! Elena Oprea, bună seara. Bună seara! Toate trei femei de afaceri, am scris așa pe burtieră, dar o să începem o scurtă prezentare. Vă rog, care este povestea dumneavoastră până în acest punct? Povestea mea este una frumoasă, mai ales că am avut șansa să o pot clădi alături de prietena mea, Elena Luiza Oprea, care între timp a devenit și asociata mea. Împreună, acum 4 ani de zile, am pus bazele unei agenții V-aș ruga să nu dăm fără numele denumire, și doar știți domeniu, regulile noastre, da? unei agenții de publicitate și marketing. Realizăm strategii de marketing pentru clienții noștri și evenimente pentru constanțeni. Acum 4 ani de zile am început acest demers și între timp ne lăudăm cu foarte multe reușite, chiar și, să spunem, problemele care au apărut, micile eșecuri. Spunem că am învățat din toate acestea pentru a ajunge aici unde suntem. E greu sau e ușor? O firmă condusă de două doamne care au și născut la un moment dat, poate Da, chiar de două ori, din bază pe câte știu cămămidi, eu. da. E mai greu sau mai ușor pentru o doamnă să răzbată în acest domeniu? Aș spune că este destul de dificil în anumite situații, pentru că, având în vedere domeniul nostru destul de greu de digerat pe Constanța, ca să spun așa, Ce înseamnă asta? oamenii de business din Constanța încă nu percep importanța marketingului și a promovării într-o companie, dar am remarcat în ultimii 3 ani o educare a pieței în acest sens. Chiar putem spune că am reușit noi să educăm cumva în privința acestui domeniu. Astfel sunt mult mai deschiși, mai receptivi în ultima perioadă la tot felul de acțiuni de promovare, la evenimente, la a investi în marketing, lucru pe care nu pot să spun că era valabil și acum 4 ani de zile sau Da, când noi am pornit business-ul. când Da. am început business-ul, foarte mulți prieteni, cu ghilimelele de rigoare, ne urau succes, spunând că este un domeniu în care chiar vom avea nevoie de succes, pentru că ne doream să lucrăm ca și departament externalizat, mai ales că de obicei în companiile mari foarte rar se întâmpla să existe câte un om de marketing, poate chiar doi. Iar în rest de cele mai multe ori, din păcate, doar secretara realiza acțiunile de marketing și de PR. Da, dar pe de altă parte putem spune că este și ușor pentru că am găsit foarte mult sprijin din partea doamnelor, din partea femeilor care la rândul lor conduc business-uri. Astfel am organizat diferite târguri, de exemplu un târg de beauty, de frumusețe într-un mall cunoscut din Constanța, majoritatea centrelor de înfrumusețare și erau conduse de femei și am găsit deschidere, deci cu toate că Deci mi se pare mai uneori ușor, da, să fii acum femeie, pentru că ai este acces pe mult o mai piață ușor, da, exact. necunoscută bărbaților. Pe mine, dacă mă spuneți, mă duc la un centru de înfrumusețare, Da, n-aș ști da, nici măcar ce da. să Și întreb. mai ales că, în general, businessurile care pun accent pe imagine, pe importanța imaginii și a promovării, sunt
în general din industriile de frumusețe, de estetică, îmbrăcăminte, cosmetică, tot ceea ce este, dar și medical, bineînțeles, estetică medicală. Deci sunt foarte multe domenii dedicate femei în general și astfel este într-un fel mai simplu din acest punct de vedere. Este un avantaj. Eu credeam la începutul emisiunii, până să începem, că ar putea fi un dezavantaj. Se pare că nu este. În momentul în care faci cu plăcere ceea ce faci, parcă e un pic mai ușor. Sunt convins. Doamna Belcin, povestea dumneavoastră este interesantă. Am căutat un pic pe Google și am văzut că la un moment dat ați făcut parte chiar dintr-o asociație inițiată de doamna Hillary Clinton pe vremea când era când soțul era chiar președinte al Americii. Ne spuneți un pic cum ați ajuns aici unde sunteți? Deci povestea mea a început să știți cu mult, că avem, mai avem 35 de minute din emisiune, da? Da. A început cu mai mulți ani în urmă. Atunci când, împreună cu soțul meu, în primii ani după Revoluție, cu mult curaj și puțină nebunie, având doi copii mici, am decis să ne privatizăm. În ce an se întâmplă, domnule? În 91. Startul nostru pot să-l spun că a fost atipic, în sensul că n-am avut un unchi bogat în America, nici o mătușă care să în Australia, deci nu. Eu am terminat chimie industrială, secția mase plastice cauciuc. Am luat repartiție guvernamentală la o întreprindere din Constanța, unde am început să dezvolt partea de cercetare. La energia, ea nu la, mai există, putem energia. Să spunem, s-a ales praful, da. Din păcate. Nu? Da, și eram foarte entuziastă, sigur și motivată prin cunoștințele profesionale acumulate în timpul studiilor. Cert e că am declanșat un fel de curent în a ne promova ideile noi și chiar a le proteja. Astfel că în câțiva ani am reușit să am un număr de 14 brevete de invenții și inovații, majoritatea pe recuperarea deșeurilor de cauciuc și mase plastice. Alături de mine au început să se implice și alți colegi, ingineri și nu numai. Exista în apropierea perioadei de declanșare a Revoluției, existau niște legi care permiteau ca autorii invențiilor să iau o cotă parte din sumele generate ca profit prin aplicarea lor. Ori, prin invențiile mele se generase secții de recuperare, locuri de muncă. Și statul comunist v-a plătit pentru, da, aceste invenții? Da, și cu multă tenacitate am reușit să obținem în 90-91 retribuirea unor sume importante pentru două din invenții, analizându-se o perioadă numai de un an, că altfel, în mod normal, se lua pe 5 ani, adică exista mai multe legi pe care puteam aplica pentru bani. Am înțeles, ați avut un start financiar. Și am primit 91. O sumă mare, 215.000 de lei, ceea ce la câte acel mașini? Moment reprezenta să aproximativ 5 mașini Dacia. Da? După ce am traversat o experiență, mă rog, destul de delicată, că am fost inventatorul fruntaș lăudat de tot cu poze la teatru de stat și când s-a pus problema să mi se dea banii, deja eram o persoană non grata că am luat banii muncitorilor. Deci au fost momente banii critice. Poporului, doamne. Da. Așa. Cert e că toată povestea asta ne-a motivat, ne-a susținut și familia și soțul meu, care mereu mi-a fost aproape. Noi am fost colegi din clasa 11-a până acum un an, când și-a îndeplinit misiunea pe pământul ăsta și ne-a părăsit. Și ne-am decis să ne privatizăm. Cum nu aveam nimic, ori utilajele pe mase plastice costă foarte mult, ne-am gândit să facem ceva mai ușor, dar
viabil și am început să facem praf de curățat, brevetat de noi, într-o betonieră. Am făcut primele sacoșe emblemizate din Constanța prin colaborări. Ce mai important, nu se găsea antigel, se importa și am brevetat o rețetă de antigel. Antigel auto? Sau? Da, cu care am dotat inclusiv toată armata din zonă și am avut o iarnă cumplit de grea și ne era frică în fiecare zi dacă cumva îngheață antigelul nostru, zic, am încurcat-o. Culmea e că ne-au felicitat și ce să vă spun, a fost grozav că noi n-aveam echipamente. Și plimbam cu cisterna antigelul și suflam ca în varză ca să barbotăm. Deci, și toată lumea ne întreba unde aveți instalațiile și respectând o rețetă pe care noi am brevetat-o. Și ăsta a fost startup-ul nostru în afaceri. Sigur că lucrurile în timp s-au schimbat, uitați, toată lumea visează, dar eu cred că am fost norocoasă că am avut bucuria să-mi trăiesc visele. Deci visele noastre, ale mele, ale soțului meu, ale familiei s-au realizat. Ați ajuns să dețineți o firmă de confecții, care, înțeleg eu, a lucrat pentru marile branduri din lume. Sunt curios cum ajunge un inginer chimist să confecționeze haine pentru marile case. Am pornit ca inginer chimist. Pasiunea mea din facultate era lucratul, știam să croiesc, să cos, și zic că la un moment dat mi-am permis un mic hobby. Între timp am reușit să cumpărăm și niște magazine în care alții veneau să ne furnizeze marfă și mi s-a părut și îmi cereau soluții de design și materiale. Și plecând de la asta am început cu un grupuleț de 3 oameni. Noi am fost manechine la ce se confecționa, ne-am prezentat la Comtext și la Tomis, că atunci totul era centralizat. Toți ceilalți furnizori din țară veneau cu pachete și le trânteau hainele pe masă. Noi i-am invitat la o cafea pe toți cei care contractau și ne-am defilat ca făceam parada modei cu produsele pe care le prezentau. Și am contractat tot. Da, vă dați seama, discutăm de 92, 93, 94. Da, deci până la urmă, dacă e să analizez, cam prima parte s-a bazat mult pe inventivitate, pe flexibilitate în abordare și pe multă încredere. Și neconvențional. Da, și am făcut prima paradă a modei cu Miss Constanța, cu tot la unul din magazine, cu Nelu Mirea, care acum e renumit, cum se ocupă de fotomodele prin București, cele mai celebre. Încet, am alunecat pe partea de comerț și de producție, confecții. Am fost la primul târg din Imtex, unde din toate sutele de firme, ceva i-au atras pe cei din în conducerea târgului și o delegație de nemți și am fost invitați la cel mai mare târg de confecții de la Düsseldorf, care este un spectacol, deci e impresionant. Și am fost invitați, fără să plătim, să participăm la târg. A fost emoționant, copleșitor. Noi aveam câțiva angajați, câteva mașini aduse casnice, nu știu ce. Cert e că acolo, la fel, din tot standul României, care avea vreo 20-30 de firme, le-am plăcut. Ca oameni, ca mod de prezentare, de abordare, pentru că, sincer, noi ca dotare eram mult în spate față de alte firme care fuseseră de stat și s-au privatizat prin MEBO și acum deveniseră private. Și s-au deschis piețele externe după această experiență? Da. Și am găsit o firmă drăguță din Belgia, tot soție. Cred că ne-au plăcut pe noi foarte mult și n-a fost singurul caz în care efectiv am inspirat încredere și așa ca un sfat sau o să vă împărtășesc secretul nostru. Poate n-am fost niciodată cei mai bogați, clar nu suntem. Poate nici cei mai bine pregătiți. În schimb, am fost foarte serioși în abordarea proiectelor, în modul în care am tratat partenerii, modul în care am lucrat cu băncile. Deci, seriozitatea
este unul din pilonii care stau la baza unor afaceri de succes. Deci spun de succes pentru că viața ne-a adus la un moment dat oportunitatea de a apărea eu timp de 3 ani consecutiv printre primele poziții în Top Capital. La începutul lansării revistei, topul era făcut cu rigozitate, nu spun că acum n-ar fi, dar a fost o perioadă moartă, acum am înțeles că s-a reluat. Ori a fost deosebit de onorant să mă regăsesc în competiție cu persoane care sunt mult mai vizibile pe sticlă în media. Și chiar am fost întrebată care este secretul succesului. Și cred cu certitudine că seriozitatea, informarea permanentă, tenacitatea în a-ți rezolva problemele te aduc undeva aproape de un prag care s-ar putea numi succes. Am înțeles. Să nu uităm episodul, vă rog, episodul SUA, episodul intrării în această asociație, să ne spunem și cum se numește, inițiată de Hillary Clinton. A fi oameni, un om de afaceri, de afacere în România, în accepția mea, presupune nu numai a-ți rezolva propriile probleme și a-ți manageria cu succes firma, ci a fi preocupat de ce se întâmplă în jurul tău. O afacere sănătoasă poate trăi într-un mediu sănătos. Ori permanent m-am implicat și în viața comunității, cum tot constant am încercat să-mi ridic continuu nivelul cunoașterii. Și am avut șansa să obțin burse în America, în Japonia și în alte câteva țări, burse care m-au ajutat. În 95 am fost selectată să particip la o bursă pe management. O timp de o lună am parcurs mai multe orașe din Statele Unite. Se pare unde am avut întâlniri cu oamenii de afaceri, deci m-a ajutat foarte mult, mai ales că s-a insistat mult pe schimbul de păreri. Culmea e că și ei au preluat de la mine, că m-am dus foarte timorată, vă dați seama, la câțiva ani după Revoluție, am plecat singură cu un program, luam taxiul și mă duceam la întâlniri. Și era, acum spun eu că era nostim, atunci n-a fost deloc nostim, că toți intrau în discuție. Așa, cu atitudine, da, ați venit bine, deci arogantă. Toți au fost bărbați, nu m-am întâlnit cu femei, oameni de afaceri. Unii asiatici, alții americani, toți cu un statut social mediu spre high. Și după ce vorbeam 10 minute, îi vedeai că se așează mai bine în scaun. Mai vorbeam jumătate de oră, nu vreți să luăm prânz împreună, deci interesul creștea, pentru că vedeau că întâmplător în cutiuța asta mai exista și puțin creierași și faza următoare să facem afaceri împreună. Deci a fost amuzant că exista o ștampilă din punctul lor de vedere pe țările lumii a treia, cum ne numeau, dar în momentul în care reușeau să cunoască omul, creștea și interesul și respectul, știți? Deci, după această primă bursă obținută, s-a făcut, am înțeles, o selecție și m-am plasat în vârful celor care au fost în program și am fost invitată să plec într-un program Flotus inițiat de doamna Hillary Clinton, care se adresa unui număr de 21 de doamne din 6 țări foste socialiste, care aveau o istorie comună, obiceiuri, tradiții comune. Doamna ne-a invitat la Indianapolis și la Washington și am intrat într-un curs de o lună de zile de leadership cu intenția vădită de a ne organiza într-o asociație, astfel încât să creăm între noi, între țările noastre, o rețea care se ducă la dezvoltarea schimbului de idei, schimbului de mărfuri, deci practic să ne ajutăm singure să ne dezvoltăm. Ei ne-au finanțat instruirea și ulterior mult timp și acum încă mai sunt programe care susțin organizarea femeilor implicate în modul de în mediul de afaceri. În felul acesta, întoarse în țară, asociația a luat numele
Business Opportunities for Women pentru toate cele prezente. Deci oportunități de afaceri pentru femei. Am înființat sucursala România, unde sunt vicepreședintă și președintă este doamna Elena Laslu, care locuiește în București, președinta patronatului de mediu, o doamnă foarte activă. Și am făcut, bineînțeles, și în Constanța filiala Oportunități de Afaceri pentru Femei. Și din 2003 până acum am fost o prezență activă, am reușit să capacităm foarte multe doamne din reprezentante a celor mai renumite firme din Constanța. Am făcut acțiuni de business to business, am făcut acțiuni prin care noi ne-am găsit noi piețe, în primul rând ne-am prezentat afacerile, dar în același timp ne-am îndreptat și spre comunitate. Să știți că aici v-aș întrerupe puțin, da. Nu știu cât ați făcut, dar rezultatele nu sunt foarte vizibile, după părerea mea, dacă îmi permiteți o părere. Mi-a spus înainte de emisiune că au făcut parte sau fac parte din această asociație doamne celebre din Constanța, care nu sunt însă foarte vizibile. Nici nu știu dacă e cazul să le spunem numele sau nu. Dar nu s-au făcut foarte multe lucruri până acum, din punctul meu de vedere. Da. Cineva îmi dă dreptate, văd că dă din cap așa ușor. Dau din cap în sensul că avem o perioadă de aproximativ câteva luni de când plănuim niște proiecte destul deci, de haide mari. Haideți să reluăm. Această asociație este... Se restartează, înțeleg, da? Da, exact. Urma Bun. Să vă spun. Deci ea a avut până acum 4-5 ani, o perioadă în care, deci din 2003 până acum, chiar am avut proiecte frumoase. Deci autografe în avantpremieră, mi-aduc aminte câteva, pentru tinerii dotați, cinstire senioarelor, ne-am adresat categoriilor de intelectuali care odată ieșiți la pensie, că sunt medici sau sunt profesori sau nu mai sunt așa de vizibili și din artă. Nu mai vorbesc de acțiunile de strângere de fonduri pentru casele de copii. Am ținut legătura cu direcția ca să aflăm ce probleme au copiii și i-am ajutat. Deci a fost o perioadă când țineam prima pagină a ziarelor. Datorită unor motive personale, în ultimii ani a trebuit să fac un pas înapoi din multe alte asociații, că la un moment dat eram în asociația... A văzut sigur dumneavoastră. Da, în vreo 5 și la vârf. Restartați această asociație? Am început de anul trecut. Însăși prezența noastră în această echipă, da. Este o dovadă vie că ne gândim să nu lăsăm această asociație care s-a născut atât de frumos și atât de atipic și care a funcționat atât de frumos să se stingă. Și atunci le-am propus celor două prietene pe care le admir și le respect, au foarte multă inventivitate, tenacitate, ambiție. Muncesc foarte mult și le-am rugat să intre în asociație și au acceptat. De fapt, nu vrem să facem o predare de ștafetă, pentru că încă suntem în... Să țin grafic, mai aveți ce v-ați spus. Da, așa vreau să spun. În schimb, sigur, avem de câștigat și unii și ceilalți. Deci, împărtășirea experienței reciproce, cred că ar fi foarte utilă. Să le întreb și pe colegele dumneavoastră. De ce un antreprenor tânăr, o doamnă, și-ar rupe din timpul pe care îl dedică, în primul rând, familiei, da, copiilor, dar și afacerii, pentru a intra într-o asociație cu un scop, nu știu cu ce scop. De ce faceți pasul acesta? Pentru că ne face plăcere să oferim. Și noi, la un moment dat, am fost ajutate astfel încât să ne dezvoltăm și să ajungem aici. Nu mă refer neapărat la perioada de început de antreprenoriat, dar personal voi da exemplu inclusiv din timpul liceului, când am participat la o serie de evenimente, de concursuri, în principiu pe parte de literatură. Scriam foarte multe esee, proză scurtă și iată că diferite asociații se implicau în mod activ în viața liceelor, în viața universităților,
pentru a ne ajuta ca și tineri și pentru a ne stimula să ne dezvoltăm și mai mult. Am primit, acum este momentul să oferim. Bun, oferim și noi ceva în această emisiune pentru că am ajuns în acest moment. Publicitate și revenim. Discurs de politician. Trebuia să vă faceți un politic. În spate, bineînțeles, sunt un om de PR, așa că... Fiecare om de PR există un o lege mic om politic, în PR. Omul de PR întotdeauna trebuie să spună adevărul. Indiferent cât de roz sau nu este, întotdeauna trebuie să spună adevărul. Așa că am spus cu mare drag tot ceea ce am simțit. Politicienii n-au învățat acest lucru. De ce acest pas la dumneavoastră? Consider că o schimbare și un pas înainte în societate, în comunitatea noastră, în mediul în care activăm, se face pornind de la noi și de la noi înspre ceilalți. Nu e de ajuns doar să activezi într-un business și să faci lucrurile în mod limitat cu scopul de profit, ci și aducând plus valoare celor din jurul tău prin diferite acțiuni care la un moment dat să le crească nivelul de educație sau chiar și de trai. Și aș vrea să subliniez că indiferent cât de mic este un business sau în sensul de mărime, de număr de angajați, de valoarea cifrei de afaceri, consider că poate să aducă o schimbare și sunt multe, multe exemple. Chiar zilele trecute urmăream un clip, o femeie din Ucraina care a schimbat, a adus un stil de viață sănătos în Norvegia, a schimbat ideologii în toate supermarketurile, irosirea mâncării și a preparatelor expirate. Deci chiar un singur om poate să schimbe foarte multe dacă există dorință. Este adevărat că e o provocare pentru noi pentru că timpul e limitat, cum spuneați mai devreme, avem familie, avem business-uri, dar cred că unindu-ne forțele și nu numai noi cele de aici, ci și multe alte doamne cu care interacționăm tot timpul și cu care avem proiecte frumoase în comun, împreună cu siguranță vom reuși să concretizăm proiectele noastre și să facem ceva frumos pentru Constanța. Există proiecte la care vă gândiți pentru acest an, proiecte concrete pe care, nu știu, măcar unul, da, pe care putem dezvolui acum? Da, chiar există și chiar zilele trecute doamna Belcin a venit cu câteva propuneri și, bineînțeles, noi am completat cu alte idei foarte frumos. Haideți, dați-mi unul, vreau și eu să ascult. O las pe doamna. Dacă se poate. Nu. Totul este trebuie secret? Să ne mai invitați ca da. Să... Am înțeles. Dar să știți că eu am prost obicei de a ține minte, doamne. Da, da? Dacă mi-a spus că bine. Veți face ceva, trebuie da. Să faceți pentru că, repet, ține minte face. Și mai și înregistrăm face. Emisiunea. Se face anul acesta, da? Nu v-am spus, seriozitatea a fost secretul succesului. Am înțeles. Da. Bun, vă cred pe cuvânt, așteptăm și sigur urmărim. Avem și proiecte mai pe termen scurt, în sensul de evenimente de networking, de socializare și de informare referitor acesta la posturile. Acesta a fost și lucrul pentru care v-am invitat în aceste emisiune, pentru că se întâmplă astfel de evenimente în Constanța, pe care noi bărbați le urmărim așa, numai prin ziare pe internet. Pare o secta femeilor. Așa pare, da, femeile se întâlnesc. Ce faceți acolo, da. În aceste sesiuni de networking? Serios? Da. Se dezvoltă afaceri da, între da. Doamne? Da, chiar pe 22 martie va avea loc un eveniment în parteneriat cu altă organizație din București. Au da. Fost și anul trecut câteva sesiuni de Le-am networking. Le-am văzut și eu. Există rezultate concrete sau vă întâlniți acolo să beți o cafea? Pentru noi chiar au existat, da. Pentru că chiar ne-am găsit parteneri, noi parteneri de business.
întâmplător, tot doamne, dar chiar, de fapt, pot să spun că și cu doamna Belcin tot așa ne-am reîntâlnit după o perioadă de pauză. Încep să mă simt puțin marginalizat. Așa și trebuie. Organizați-vă, cât mai aveți timp, organizați-vă. Networking pentru bărbați. Nu primiți bărbați la aceste evenimente. Ba da, chiar au fost și speaker. Mai sunt, dar mai puțin. Mai avem în plan să facem, știți că se modifică programul de finanțare, au venit cu niște soluții noi și în următoarele două săptămâni vrem să facem o acțiune la care să invităm cu intrare liberă, la care să vină cât mai multe femei de afaceri sau aspirante, pentru că sunt și start-up-uri, și să aducem persoanele competente care să le prezinte exact modul pentru mediul rural, pentru mediul urban, pentru micro, tot. Deci venim și cu genul acesta de acțiuni. Bun, vorbeam... Deci, vă ascult. Spuneți. Dați-mi voie mie. Vorbeam despre ce puteți să faceți dumneavoastră pentru Constanța, dar și cum puteți sau cum se îmbină afacerile cu acțiunile sociale. Pentru că suntem în acest club, vreau să spun așa, că faceți parte din clubul Rotary. Da. Eu fac parte din clubul Rotary. Care club Rotary a avut două acțiuni interesante, pe care aș vrea să le punctăm în următoarele minute. Deci, clubul Rotary este cel mai mare ONG la nivel mondial, care funcționează pe sistem piramidal și are o vechime de peste 115 ani, a cărui deviză este de a deservi mai presus de tine. Deci, în Constanța sunt mai multe cluburi, clubul meu e cel mai grozav și spun cu mâna pe suflet, în sensul că sunt oameni frumoși, de la 30 și ceva de ani până la 60 și ceva de ani. Zilele trecute am împlinit 10 ani de la cartare, chiar pe 25 organizăm balul clubului. Ce înseamnă la 10 cartare? Ani. Cartare înființarea și vine carta, deci ca un certificat al clubului și se numește când se înființează un club. Am înțeles. Și am reușit la 10 ani, am reușit să înființăm și un club pentru copii între 12 și 16 ani, Interact, care la fel pe 25 când avem petrecerea vor primi insigna de mici rotarieni. E grozav că suntem foarte implicați în problemele comunității. Întrebați de ce mai devreme, de ce ai face, de ce ai dărui din timpul tău. Eu v-aș răspunde că sunt zeci de ani de când, pe lângă activitatea profesională, am fost implicată și în activități de tip ONG și multe sociale. Atunci când faci o faptă bună, nimic nu poate fi mai grozav decât bucuria de a oferi bucurie, fericirea pe care o trăiești atunci când oferi fericire cuiva și, nu în ultimul rând, mulțumirea sufletească când vezi recunoștința în ochii omului pe care l-ai ajutat. Ori spunând asta, cred că v-am răspuns la toate întrebările. Deci parcă nu ești împlinit suficient dacă nu treci printr-unul din aceste sentimente. Deci, nu candidați, nu? Nu candidați, n-ați făcut politică. Mi s-a propus, da. Am Vedeți, am ales să trăiesc bucuria fericirii din ochii unii celorlalți. Bun, vorbeam Așa despre două că, proiecte pe care clubul meu Rotary, anul ăsta a fost un an grozav. Pentru club am reușit două global granturi, se numesc, în limbajul rotarian. Ce înseamnă asta? Că se implică la strângerea fondurilor pentru un proiect, participă cluburi și districte din toată lumea. Și am reușit săptămâna trecută să tăiem panglica secției de la sanatoriu balnear din Mangalia. Săptămâna trecută? Săptămâna trecută. Deci ei tratau și aveau aparatură pentru adulți. Și noi am avut un proiect prin care am achiziționat aparatură de absolut ultimă oră, în valoare de aproximativ 40.000 de dolari, pentru o secție nouă și pentru copii. Ceea ce e grozav, pentru că era greu să trateze copiii neavând aparatură. Iar pe 25 mai, și vă invităm, chiar eu am coordonat proiectul și sunt foarte încântată că se pare că îmi iese, cu sprijinul a două cluburi și a unui district american,
Și cu ajutorul altor două cluburi din Mangalia și Constanța, clubul meu Rotary Cetatea Atomis a accesat fonduri și vom dota secția pentru copii cu probleme psihomotorii din cadrul sanatoriului Techirghiol. Acolo merg copiii, stau câte 21 de zile, învață, fac tratament, mulți dintre ei sunt în incapacitatea de a se mișca în cărucioare. Și am adus un aparat de ultimă generație, se numește Nirvana, plus o groază de alte aparate, efectiv nu mai aveau mai nimic, sau rupt stricate, sau începând de la stepere, biciclete, role, tot ce le-a trebuit lor. Deci este o investiție de 46, cred că, de mii de dolari. Pe 25 mai, da? Pe 25 mai, da, că vine și o delegație din America și vom face un moment deosebit. Și întâmplător coincide cu un congres foarte mare internațional pe care îl organizează, deci... Am înțeles, banii aceștia s-au strâns în mare parte în România sau în afara României? Deci la Rotary funcționează mai interesează, da. ca să ne înțelegem, mă interesează și dacă românii sunt dornici să-i ajute pe alții. Românii sunt dornici, dar nu totdeauna o fac sau încă n-au ajuns la nivelul altor state. Deci, dar sistemul rotarian permite ca, chiar dacă clubul inițiator vine cu o sumă mică, sunt cluburi foarte mari, foarte puternice, care vin să, dacă cred în idee, vin să ajute. În România, Rotary a făcut acum, ce să vă spun, spitalul de inimă din București, pentru, deci aportul a fost foarte mare. La Cluj, americanii numai acum vin pe 5 proiecte, dacă nu mă înșel. Satu Mare, Cluj. Noi am prins gustul, am demonstrat că se poate, sunt primele proiecte ale clubului meu și nu știu dacă au mai avut alții de la celelalte cluburi mai vechi. Și suntem foarte, foarte încântați și fericiți și sperăm să nu ne oprim aici. Ce ar trebui și e valabil pentru toate asociațiile? Să existe o mai strânsă comunicare cu conducerile locale și cu direcția pentru copii. Adică nu cunoaștem, nu avem cazurile, știți? Adică vreau să ajut. Pe cine ajut? Da, înțeleg că există totuși câteva reguli destul de stricte în ceea ce privește ajutarea persoanelor care sunt instituționalizate. Adică ar trebui conducătorii localităților să vină în întâmpinare ca să își prezinte problematicile care ajung la dânsii. Puține ajung direct la noi, știți? Astfel încât să ne dăm mâna că împreună vrem o Constanță mai sănătoasă, mai frumoasă, mai bogată, mai vizibilă. Vă place orașul? Da. Îmi place orașul. Sunt născut aici și îmi place orașul. Bun, dacă să vă întrebați ce ați schimbat la oraș. Bun, asta e altceva, aș schimba multe. Dar orașul în sine este frumos. Deci am călătorit oameni. Nu, glumesc. Da. Nu, deci haideți să nu negăm tot. În primul rând nu fac politică. Nu, dar nu era vorba de politică. Da, nu, adică mă gândesc dacă din perspectiva nicio... unor doamne care fac afacere și care se implică în mediul sigur că social, sunt foarte care trebuie multe schimbate. Carențe. Pornind de la infrastructură și până la modul în care ne plătim taxele și așa mai departe. Și accesibilitatea, de exemplu, la primărie sau la alte instituții, știți? Mai avem de lucrat. Dar una peste alta n-ați părăsit orașul acesta, nu? Nu, chiar nu. Am călătorit mult, am avut oportunități. Nu. Fiul meu a plecat din țară și am o mare suferință pentru asta. Ca mulți alții. Da. Dar dacă lui este mai bine, da, este aitist, renumit, însă sunt norocoasă că am fica care e alături de mine și un nepoțel și așa că am jumătate din... Bun, ce să fac o tânără domnișoară care vrea să înceapă o afacere acum? Să stea să lucreze la stat? Înțeleg că se dublează salariile și e foarte bine, vă întreb pe toate trei, sau să-și ia soarta în mâini? Care ar fi punctul de vedere, nu sfatul, punctul de vedere? Bineînțeles că punctul meu de vedere este să își asume o, un
un risc să iasă cu curaj în afara, să iasă din birou, să iasă din spațiile mici și închise, să meargă la cât mai multe acțiuni de socializare, de networking, să cunoască lume, să în felul acesta ai posibilitatea să își generezi noi contacte de afaceri, idei de afaceri. Este dificil când ești la început de drum să știi ceea ce vrei ca și domeniu, ca și să ai o idee clară despre ce business ar putea să funcționeze bine, dar din aproape în aproape, dintr-o cunoștință în alta, cunoscând alți oameni din alte medii, poți să-ți faci clar o idee și să descoperi poate că ai o pasiune pe care nici nu o cunoșteai sau nici nu realizai că asta îți dorești să faci în viață. Să vă spun ceva, nici nu realizam că a trecut emisiunea aceasta, mai sunt 30 de secunde, la privat sau la stat? Ca un punct de vedere pentru doamnele care se uită la noi. Cred că este foarte bine să stabilești de la bun început obiectivele și ce îți dorești. Eu personal nu am lucrat niciodată la stat. Niciodată. Mi-am dorit însă, la ultimul job, directorul general m-a întrebat unde te vezi peste 5 ani și clasic, am răspuns, nu? Da, întrebarea da. Clasică și am răspuns, îmi doresc să am business-ul meu. După 3 ani am reușit. 5 ani a spus omul, nu 3 ani. Un sfat pentru tinerele doamne care vor, nu știu, care își încep acum viața profesională? Să aibă curajul să riște dacă vor să-și vadă visele împlinite. Da. Dacă îți dorești ceva cu adevărat, totul e posibil. Mulțumesc pentru prezență, pentru prezența noi mulțumim. La mulți ani dumneavoastră și tuturor doamnelor care se uită la noi. Mulțumim foarte încă o dată mulțumesc pentru prezență și dumneavoastră că v-ați uitat. O seară excelentă să aveți în continuare.